Bună seara și bine v-am găsit la Jurnalul unei migrante. Astăzi din nou vom scrie o istorie, dar nu înainte de a felicita, pentru că astăzi, 27 martie, este în lumea toată, în lumea întreagă, se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. De asta eu vreau înainte, ca să invit pe invitații mei, că astăzi am mai mulți, o să citesc un mesaj de la actrița, probabil toată lumea o cunoaște, Helen Mirren. Ea a făcut o dedicație, pentru că în fiecare an de Ziua Teatrului, un actor sau cineva dedică. Și a scris: de când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus unele... Mă scuzați, de la emoții, o să încep din nou. De când au apărut pe lume ființele umane și au spus unele altora povești. Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista. Imboldul creator al scriitorilor, designerilor, dansatorilor, cântăreților, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbușit și va reînflori în curând cu o nouă energie și cu un nou mod de înțelegere a lumii în care trăim cu toții. Abia aștept. Astăzi eu tot am mulți invitați care fac parte sau au făcut parte din lumea teatrului, a artei, a dansului, a frumosului. De asta, astăzi o să-l invit pe domnul Zinovie Sava Zaplitnyi, coregraf și conducător artistic la mai multe ansambluri populare și nu numai. Așa că bună seara! Bună seara! Bine ați venit. Mă scuzați că eu cu emoții, ca de obicei. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara tuturor! Astăzi îl avem alături și pe Radu, feciorul domnului Zinovie. El ne va povesti probabil și cum e să fii feciorul un artist, pentru că am înțeles că tu uneori, ca să fii alături de tatăl tău, trebuia să te duci cu el la repetiții și chiar uneori dormeai sub un pian. Noi o să vedem chiar locul unde erau sau aveau loc repetițiile și chiar vom vedea și pianul. Acolo mai avem pe cineva. Da, Sergiu. Este Sergiu. Radu, tu poți, te rog, să ne prezinți cine este Sergiu. Sergiu Mocan, prezintă. Sergiu Mocan. Din anul 1974 am dansat. Domnul Zinovie era conducător de dans și în 4 ani m-a implicat în dansuri. Te-au implicat? Te-au forțat sau nu? Можешь на русском, если тебе нравится. Да, можно. Да. Можно на русском. Он меня ввел в этот мир танца. И это продолжалось на протяжении многих лет. Уже после того, как мы расстались, когда я ушел. Вот. Но связь наша с ним никогда не прекращалась. Мы постоянно были друг с другом на больших расстояниях, на коротких. Сейчас мы совсем рядом. И вот его... руководитель танца – это же не просто он учит танцу. Это еще и много воспитания. Это отношения. Это мировосприятие даже. И вот самое... Самое сильное и самое прекрасное, что я помню, он же работал фактически круглосуточно. Он приходил или со спектакля, с театра оперы и балета, или с репетиции. И он приходил, но в нем еще был дух вот того балета настоящего. И это передавалось на нас, пацанов. Его шутки, реплики, интонации, фразы, это вот приносилось из высокого искусства вот в наш колхоз. И это сильно на нас влияло. Ну, на меня, по крайней мере. Вот, и за что я ему бесконечно благодарен до сих пор. Прошло уже довольно много лет, но я чуть не сказал, что мы любим друг друга, но надеюсь, что это так.
Eu mă bucur. Este vorba de trupa din Stăuceni, așa? Da. Din anul? Ansamblu Stăgurașul. 1974. 74, Ansamblu Stăgurașul de Stăuceni. Stăuceni. Eu vroiam să încep cu începutul, cum de obicei, să-l cunoaștem mai bine pe domnul Zinovie. Și o să încep, pentru că eu am aici câteva fotografii și am prima fotografie. O să o dau acum și o să ne spuneți cine este în această fotografie. Oh, tatăl, cel mai scump. Este. Și puteți să ne povestiți de unde veniți, de unde vă se trag rădăcinile? Trifănești, raionul Florești, cel mai scump și cel mai bun. Vreau să vă spun că el nu s-a lăudat, dar mulți consătieni, oameni din sat au spus că când era Flăcău, făcea jocuri. Era un șef care forma, aducea muzicanți din diferite părți a Moldovei și făcea jocuri în sat. Era un fel de șafer, un fel de conducător și dansa foarte bine. Cred că de acolo se trage. Dar eu știu că dumneavoastră, înainte ca să intrați la Ștefan Neagă, vroiați să cântați la un instrument. La care instrument vă gândeați? Că urmă a apărut a doua specialitate. Am dat examene, tata m-a adus la Chișinău și aici fratele lui tata lucra la Opera Națională, artist în operei. Bariton. Bariton, un cântăreț excusit și vreau să spun că a spus că măi, băietul ăsta, iată, vrea la muzică. Și m-a dus la Ștefan Neagă, am făcut niște probe, niște încercări acolo și m-a lăsat să dau examene, am obținut la specialitatea clarinet, un instrument în orchestră, care se cântă în orchestră simfonică, populară, în toate orchestrele și când așteptam rezultatele la... Da, asta este... Asta e domnul care v-a adus? Da, fratele lui tata, unchiul meu. Cum aici, Nicolae Zaplitnii, nu mai este regretat, în opera Liliacul Zburător de Strauss, aici amândoi, noi, ei cântau acolo, ei cântă în operă și noi, artiștii de balet, dansam. Înainte de, da, într-o anumită. El a pus o mână, v-a ajutat, v-a îndrumat. Și vreau să spun că așteptam rezultatele ultimului examen de la muzică și în coridor am văzut că într-un cabinet intrau niște fete cu balerine, niște băieți îmbrăcați în maiouri sportive, așa, și făceau niște mișcări. Mă uit pe crăpătură și am văzut că ei dansează acolo. Vin seara și spun, uite, moșcole acolo, se mai fac și dansuri. Și el spune, hai că te duc să te controla maestru Taracanov. Este un coregraf acolo la teatru. M-a controlat seara la teatru de operă și spune, a doua zi să-l văd în sală acolo, la examen. În felul ăsta am obținut și a doilea examen, la coreografie. După ce așa, am determinat să rămân la coreografie. Mi-a plăcut să fiu pe scenă. Și după școală? După ați intrat pe vremea aceea, cum astăzi e ziua, nu întâmplător, e ziua teatrului, am înțeles că înainte Teatrul Mihai Eminescu da.
Acolo aveau și partea sau specialitatea teatrului, erau dansatori, pentru că nu era încă teatru de operă și balet. Și acolo el era foarte primitor. Pe vremea când ați intrat. Când am terminat liceul coreografic, deci colegii de coreografie, la examenul de absolvire m-au selectat în teatru. Deci, da, lucram două teatre. Teatru dramatic, atunci se numea Pușkin, acum Eminescu, două săptămâni. Și două săptămâni opera și baletul. În timpul ăsta, când ei se aflau în scenă, noi montam, da, aici e primul meu spectacol Frumoasa Adormită, de Ceaicovski. Și am înțeles că ați început activitatea la Mihai Eminescu, pe atunci se numea Gagarin, da? Dacă nu greșesc, mă corectați. Nu. La Teatru Pușkin, dar era și opera națională. Împreună, era împreună, pentru că pe atunci nu era construită. La Gagarin, la centrul Gagarin, am venit mai târziu, am fost invitat ca conducător a ansamblului de dansuri Tinerețe la centrul Gagarin. Centrul Gagarin se numea Centrul Tineretului din Moldova, Consomolului și Tineretul din Moldova. Un ansamblu foarte bun, puternic, tot am luat-o de la zero. Am evoluat cu dinși în multe concerte, multe spectacole și în Moldova și după acota în Pribaltica, Belorusia. Aici, mă scuzați, avem o fotografie. Aici e ansamblu Mugurel, condus de Valeriu Negruță, se vede el la vioară mai înalt acolo, stă în față cu acordeonistul, Sergiu Cojoc, soțul lui Anastasia Istrate. Dar la microfon stă Valentina Cojocaru, mai este o cântăreață superbă. Suntem la un festival la Izmail, pe Dunăre, la un festival. Deci, într-un timp am lepădat baletul și am trecut la filarmonică. Și acolo, la filarmonică Mugurel, tot prin concurs, m-au luat ca solist la ansamblu Mugurel. Am lucrat și acolo vreo câțiva ani, bunișori. Pe urmă m-am căsătorit și am vrut mai aproape de casă să fiu, mai aproape de familie. Și iar am trecut la Opera Națională până la sfârșit. Oh! Și aici este micuță luat la repetiție pe Radu, după cât am înțeles. Da, iată, aici e lângă sala cu orgă. El, de la înșit, de la tea. El toată ziua mergea cu mine, dar cum să-l lăs? Dacă îl lăsam acasă, făcea prăpăstii. Trebuia să vin. N-aveam pe cine. La grădiniță era problemă și cu grădinițele astea nu prea ne dădea la toți. Și era departe grădinița. Da. Ei, am trecut prin toate. Și am înțeles. Mai mult cu mine. Am înțeles că dormea sub un pian, Radu. Tu spuneai că... Dimineața. Noi avem lecții, la noi se începea dimineața la 10, dar trebuie să fim, iată, la teatru, iată aici la teatru. Și luam cu dânsul în sală și se mai plictisea el, se uita, mai dansa, mai alergam și apoi se culca sub pian și ascultam. Așa. Trecea mai repede timpul. Aici, răsfoind prin fotografii, am văzut o fotografie tare interesantă cu formația, acum și o să dau, dacă ceilalți care de acasă, noroc. Uitați-vă cum erau ei. Mihai Dolgan în centru. Da, aici. Cu ochelari, el singur cu ochelari. Vreau să vă zic, când trăiam la Cămin, strada Serghei Lăzo,
am trăit cu dânsul într-o cameră. El făcea studiu la muzică, tot la Ștefan Neagă. Și peste un timp, după ce am lucrat la teatru și am trecut la filarmonică, la Mugurel, în timpul ce s-a format, era ansamblu Tineretului, se numea. Acum ansamblul Tineretului s-a dispărțit în două și a făcut prima dispărțitură populară Mugurel, Valeriu Negruță, dar a doilea ansamblu s-a făcut Norocul. A luat noroc. Și în felul acesta, din ansamblul Tineretului, s-a primit două ansambluri. Și iată... primii a norocului. A doilea din dreapta, Suruceanu. Da, ca eu vreau să spun, că seamănă foarte mult și eu îi spuneam, uite, ăsta-i Suruceanu, îi spuneam lui Radu. Iată, zâmbește, Suruceanu. La gitară, Sergiu, unii litera 0, litera O, Sandu, a terminat școala muzicală, pe atunci se numea Coca, un muzicant extraordinar, mai este el mai este acum. Asta e prima formație în norocul, vă dați seama. Și aici văd chiar ei au scris ca amintire de la formația Noroc. Aveți peste ani, aceasta e aur, pentru că noi așa format, în orice caz eu nu i-am cunoscut, îi văd acum din fotografie. Și aici vreau tot să vă întreb că pe parcursul profesional al dumneavoastră, că am înțeles că și acum activați, acum tot dați lecții, învățați deja pe cei mai mici, o să vă întreb, care este sau vârsta celui mai mic elev a dumneavoastră? Pentru că... Da, am o elevă... Încă n-am plinit 7 ani. Trebuie să împlinească, iată acum, în aprilie, trebuie să împlinească. Amelia, la grădiniță nu au primit-o că e mare, în grupa pregătitoare acolo. Dar la școală nu au primit-o că încă n-are 7 ani. Bunica a adus-o și o am, dar vreau să spun că... tare hărnicuță, prosperă de fiecare lecție, întotdeauna faci ceva nou, ceva mă uimește, este un copil minune. Și nu se pierde, are curaj, deodată cam era cam fricoasă, ea se temea, dar am luat-o ca experiment, așa că bunica spune că nu pot să o lăs de tăzoș, mai vreau și eu să mai ies, mă duc și hai că trăim aici aproape, hai Domnul Zinovie, luați-o, să vedem. Și știți că merge foarte bine și foarte bine că taman copiii se descătușează la vârsta asta și devin altfel în grupa asta mare i-a nimerit și toți o poartă ca un copil minunic pe lângă dânsă, o laudă, să vedeți ce face ea. În câteva luni au obținut o performanță foarte înaltă, chiar pentru mine nici nu vine să cred. E ascultătoare bună, da, încă n-are 7 ani, trebuie să împlinească, iată, zilele este. Și... Am avut și grupă mare, am avut de timp, un ansamblu chiar de 40, 50, 60 de ani avea. Aici, în raionul Criulene, am condus într-un an de zile. Când lucram la tinerețe, conducător artistic, domnul Văluță, Ilie Văluță, m-a poftit cu dânsul, el ducea un ansamblu folcloric și zice, uite, ne trebuie niște dansuri pentru festivalul de la Criuleni, la Zagaicani. Și ne-am dus acolo o grupă de bătrânei de ăștia. Ce frumuseț să lucrez cu dânsul. Extra. Și mai povestea ei când erau ei tineri, cum se făceau horele în sat și cum se dă atâtea mișcări frumoase învățate. Eu de la dânsă. Înseamnă că, dar vă aduceți aminte primul colectiv format, nu știu, cu al dumneavoastră, cu copii sau cu maturi?
În ce an a fost? Sau primul? Primul am avut, nu mai venisem în teatru și m-a luat la directorul Popovici, Petrică Popovici, de la școala internat republicană din Chișinău, unde erau copii din multe, din familie numeroase, da, unde era numai mama, unde era numai tata, pe timpuri era, se practica un lucru foarte mult. Și iată, acolo am lucrat vreo 5 ani, cât lucram în teatru, până am aduce la Mugurel, am lucrat acolo. Ei, cu dânșii, am făcut și costume cu copiii. Fetele coseau acolo, chiar la școala internat, la Poșta Veche, pe Doina. Acum nu mai este internatul acesta. Vreau să spun că un internat, pe timpul, dădea Republicii niște cadre puternice. Profesori buni. Directorul iubitor de artă. Avea orchestră fanfară. Apropo, acolo l-am luat, ne-a fost muzicant la acordeon de la Mugurel, Ion Dascăl. Era student, Ion Dascăl. Și Ion Dascăl acolo a și făcut primul lui taraf, orchestră, cu copiii. A evoluat în Armenia, pe timpul cele, în țările noastre, în țările astea a Uniunii Sovietice, în Pribaltica au fost niște copii minuni. Eu acum o să dau o fotografie și dumneavoastră o să-mi spuneți dacă ce colectiv, din ce an cunoașteți acești. Acestea sunt mai de la liceul Nisifur Ghibu, ansamblu Izoarele, Victor, Nelea, Victoria, Vica este sora lui Victor, is gemeni, și Sandu la treia, cei mai buni. Cu dânșii am evoluat în multe țări, în Belgia, în România, la multe festivaluri, în Olanda, deci pentru cei mai buni. Și eu am înțeles că cu ei ați început să puneți la bază o școală, nu știu, profesională. Corect. Și ați început chiar cu ei, ei v-au ajutat, unii dintre ei. Și uitați-vă, eu aici astăzi am tot o invitată, cam mai mulți, dar una dintre invitatele mele este Nelea, fetița care este a doua din stânga și spun bună seara. Da. Așa, bună seara. Bună seara. Bună seara, domn profesor. Salut, te pup, ești brava. Nelea, sunt onorată să fiu invitată la această emisiune. Nu te vezi, nu te mă bucur să vă revăd, fiindcă nu v-am văzut de când am absolvit, de când am plecat. De acum eu am stat și am socotit între timp, sunt mai bine de 20 de ani. Și vreau să zic că dumneavoastră ați cultivat în noi frumosul și copilul, dacă îndrăgește profesorul, să știți că îndrăgește și meseria pe care o predă, adică dansul. Vreau să zic că, într-adevăr, maestrul Zăprilitnei a cultivat în noi omenia, a cultivat frumosul, a cultivat cultura, a cultivat valorile naționale. Și, într-adevăr, cum ați menționat ceva mai devreme, împreună, dumnealui este fondatorul școlii de dans popular în liceul Onisifor Ghibu, care este la moment, pe atunci când noi activam, era doar gimnaziul numărul 4. Da. Între timp a căpătat un alt statut, deci noi împreună, la inițiativa domnului Zăprilitnei, au fost deschise două săli de dans, absolut profesioniste, cu parchet, cu oglinzi mari, cu bară pentru dansul clasic. Asta a fost în 91. Și la început activa ca un fel de cer de dans. Deci dumnealui a venit și a strâns, dacă vă amintiți, domn profesor, toți copiii din diverse clase,
Și așa a fost pe perioada unui an de studii. În anul următor, dumnealui a reușit să convingă administrația și i-au deschis deja clasă cu profil dans popular. Deci este meritul absolut exclusiv a domnului Zaplitnei. Și noi, copiii care au fost selectați, eram deja clasa a șasea, asta era anul 1992, a introdus în curicula noastră, în planul de învățământ, așa materii ca dansul popular. Noi aveam multe ore, 4-6 ore, dansul clasic, adică un fel de balet, solfeggio, teoria muzicală. Obligatoriu toți copiii învățau un instrument, fetele învățau pianul și băieții acordeonul. Deci a fost o implicare majoră a maestrului Zaplitnei în dezvoltarea acestei materii, de promovarea dansului popular, iată, în școli. Și absolut era totul gratuit. Eu nu știu de unde dumnealui a avut posibilitate și, dacă vă amintiți, domnul profesor, ați identificat niște seli micuțe. Deci școala avea un an sau două, undeva acolo în depozite. Deci dumnealui a avut grijă să le reabiliteze, deci a chemat specialiști deja din cunoștințele dumnealui, din activitățile anterioare și au acordat acele instrumente în așa fel încât noi după școală să putem să avem acces la ele. Fiindcă, vă dați seama, anii 90, nu fiecare familie își permitea să aibă un pian sau un acordeon acasă. Asta era ceva de lux. Și atunci noi mergeam la școală. Deci până la ora 8 seara. Mi-amintesc pasnicul, da, de la recepție, pasnicul. Iar ați venit pe capul nostru, iar ați venit. Păi da, am venit, fiindcă noi avem ore și, și trebuie să cântăm acea partitură care ne-a fost repartizată. Deci eu vă sunt foarte recunoscătoare și într-adevăr m-am emoționat. Și ați avut prezentare în afară. Da, aici sunt deplasările noastre peste hotare. Iată, uitați-vă, primul este Filimon Dorin, după care colega mea, Oprea Natalia. Da. Am fost în Belgia, deci eu am găsit fotografiile și era perioada 14-24 august 2001. Deci noi deja aici eram la vârsta de 20-21 de ani. Deja absolvisim școala, clasa nouă, deja și liceul. Da, eram la facultate și dumnealui oricum, adică ne ținea prin acest frumos, ne aduna după ore, după lecțiile noastre, fiecare era pe dimensiunea sa, învăța la diverse facultăți. Careva dintre noi s-au regăsit și pe tărâmul acesta, adică au mers la Institutul de Arte. Este vorba, dacă vă amintiți, domn profesor, de Cersac Victor și Denis. Deci noi am fost într-adevăr specială. Iată, astea sunt fetele noastre pe prim plan, Natalia Bogu, Liliana, Carolina Gheagu. Am avut trei perechi de gemeni. Sorile, Ceban, Ina și Marina, dacă vă amintiți, frații Cersac, Victor și Denis și frații Panfilo, Victor și Victoria, adică un băiat și o fată. Da, eram într-adevăr deosebiți, un colectiv foarte unit. Și sperăm că am făcut față provocărilor dumneavoastră. Desigur că îmi amintesc cu mare plăcere acele lecții de dans, metodica dumneavoastră de predare, insistența dumneavoastră. Îmi amintesc atunci când cineva greșea și nu ținea piciorul cum trebuie. Hai de la început, încă o dată. Și ne supăram între noi deja, unul pe celălalt. Aici suntem tot în Belgia. Piața aceea mare, în scoarul lor, da, colectivul, deci este grupa noastră mai mare, primii, și sunt cei mai micuți, adică anul următor după noi. Iată, văd și comentarii, deci s-a conectat. Da, eu aici, Ceban, Ina, da, ea acum este Bargan. Ea spune că da, eu sunt una dintre ele. Și aici tot alt mesaj, mult respect și admirație. Așa că tu poți să ne povestești cum, pentru că acum am înțeles e mai ușor să pleci la diferite festivaluri, cum era înainte, erau plecările, domnul Zinove, pentru că ca să organizezi autocar, și am înțeles că
Nu plecau doar dansatorii, uneori luați și instrumentiștii. Da, de viu. Da, și ca să organizați toate astea, era cam complicată, am impresia. Noi, în Moldova, nu aveam ambasade în Moldova. Era unica ambasadă a Germaniei, care deschidea numai tranzitul. Dacă trebuia să plecăm în Belgia, trebuia să plec la Moscova. Dacă trebuia să plec în Italia, trebuia să plec la București, ori la Kiev, ori la Odessa, să documentele. Și apoi căteam sponsor pentru transport, pentru drum, costumații, pentru muzicanți. E greu, este, nu știu, acum... A fost dificil, dar nu a fost imposibil. Deci dumnealui a reușit și a încadrat mai multă lume, într-adevăr. Am participat și noi, adică toți am fost foarte așa motivați, fiindcă vă dați seama, era perioada foarte grea. Cum să zic, destrămării Uniunii Sovietice, anii 90, deci era foarte greu să ieși din țară, nu aveai cu ce, adică chiar era dificil. Și plecarea aceasta pentru noi a fost o surpriză. De fapt, asta vreau să zic, domn profesor, că este a doua plecare în Europa. Dar pentru prima dată, dacă vă amintiți, noi am plecat prin clasa 6-7 la Moscova. La un festival tot internațional, vă amintiți? Și erau mai multe colective din diverse țări. Am fost cazați într-o școală, toți fetele într-o parte, cu doamna Mija, era director adjunct. Un festival se numea Planeta Copiilor. Și acolo am făcut cunoștință cu... Erau din multe țări. Aici care ne mai... Aici care e mai departe din alte țări, la hotel, dar noi, Moldova, la un cămin. Și foarte bine. Băieții s-au simțit foarte bine acolo. Eu am dat... Am fost vreo câteva acolo. Am dat un concert la ambasada României, țineți minte. Ambasada României mi-a poftit. Ne-a văzut și ne-a dat un spectacol extraordinar de o oră jumătate. România au rămas cu copii o oră jumătate. Nu s-a repetat niciun număr unul după altul. Cât de bravă, așa de organizație erau. Aici Marina Morgan spune, mi-ați arătat ce înseamnă să fii ager atât la minte cât și la pas, de dans. Adică la dans, da. Da. Adică la dans. Fiindcă și pentru noi sala de dans... S-a muncit mult, am fost devotat și am iubit dansul popular românesc. Am buni și am participat la multe festivaluri naționale de pe ambele părți ale Prutului. Ion Țipa, tot probabil, e un elev al dumneavoastră. Da. Uitați-vă, eu vreau să mă invit la discuția noastră, tot o elevă, Nelea, tu rămâi cu noi, pentru că e mai bine așa să afle, știi, din experiența la mai mult, pentru că voi sunteți... Este o diferență dintre ani. Și o să o invit pe Lina Radu. Ea este tot din alt grup mai mare. Așa, bună seara! Bună seara! Salut! Mă bucur să vă revăd în plină forță. Eu, Lina, știi de ce te-am invitat acum? Pentru că vorbeam zilele astea cu Nelea și ea îmi povestea că ea era mai micuță și se uitau prin broasca de la ușă când veneați voi la repetiții, voi erați mai mari și ea spunea că erau o puțină invidie pentru că voi plecați, ieșați de mai multe ori din țară pentru că erau mai mici, probabil. Noi eram minori și, într-adevăr, asta este o responsabilitate, trebuie permisiune, procură din partea părinților, totuși este o responsabilitate. Dar ei veneau seara după noi și făceau repetiții. Și la ușa aceea de metal, la sălii de dans, a schimbat broasca, da, la cat. Așa a rămas gaură aceea. Păi eu mi-amintesc foarte bine cum special tărăgânam timpul, da, fiindcă de mult, la ora 4, noi trebuia deja să fim plecați acasă. Ei veneau pe la 5-6. Și rămâneam câțiva și ne uitam cum dansează ei. Și ziceam, Doamne, astea sunt idolii noștri. Wow! Prea mult, prea mult. E un compliment, e un compliment. Idolul ăsta e primul pentru noi.
Eu mă bucur să-l văd pe domnul Zinovie, să-i mulțumesc. Știți, eu vorbeam cu Nadia recent și îi spuneam, cel mai important pentru mine e izul ăla care rămâne peste ani. Pentru mine, ansamblu de dansuri Strugurar de la Universitatea de Stat mi-a lăsat un iz, o amintire foarte plăcută în suflet, pentru că ce rămâne cu noi peste ani? Amintirile. Vreau să vă spun o mulțumesc foarte mare pentru spiritul ăla care l-ați creat, pentru prietenii pe care mi-ați oferit. Aici suntem noi la sala prieteniei, sau cum îi mai zice acum, zal drujbii, spuneam noi pe timpuri. Palatul Republicii. Palatul Republicii. Da. Eu chiar vă mulțumesc că mi-am făcut prieteni, mi-a plăcut foarte mult dansul, mi-a plăcut, cum ziceam noi, îmi plăceam, așteptam zilele de repetiții, mai ceva ca orele de la universitate, că făceam la universitate și seara veneam la repetiții la Strugurar. Referitor la plecări, abia acum, peste ani, am stat și m-am gândit că era, cred că, faptul eroică. Noi, pardon, eram în Uniunea Sovietică, să ieși peste hotarele țării cu timpul ăla, nu știu, jos pălăria, nu știu, peste ani m-am gândit că era ceva foarte complicat. Mi-aduc aminte cum tăriau băieții țambalul ăla prin Trient, prin tambur, instrumentele foarte mari, costumele. Dar plecarea Ujgorod a fost ceva fenomenal. Mai țineți minte cum ne-au interzis la hotar, când ne-am dus la hotar din trei state pe atunci să nu facem poze? Era interzis. Eu le spun acum la copiii mei că noi nu puteam să ieșim peste hotarele țării, pur și simplu cum acum circulăm, și ei nu mă înțeleg. Adică era o chestie, nu știu cum va reuși dumneavoastră, clar că, da, dar pentru mine asta e ceva extraordinar. E clar că cel mai important e ceea ce ați cultivat în noi, prietenia, dragoste pentru folclor, pentru dans și pentru viața de zi cu zi. Și vreau să vă spun că toți ați dat niște lucruri foarte bune. În primul rând, zâmbetul, care vrei, nu vrei, era obligatoriu. Dacă nu zâmbeam, pardon, primeam, la direct, dar la figurat primeam câte ceapă, că zâmbetul era obligatoriu. Place, nu-ți place, te doare, te nu știu ce, n-ai treabă, că spectatorul nu are ce să știe problemele tale. Mersul, adică când stai undeva, când vezi pe cineva, îți dai seama după ținut, adică după cum omul stă în viața zi cu zi că are ceva treabă cu dansul. Nu o să vezi că stă așa gârbovit, sau, adică ținuta asta oricum rămâne în subconștient. Sunt niște chestii care în viața de zi cu zi mi-au ajutat, dar e clar că foarte important a fost dansul. Nu o să uit niciodată plecările din Batumi, Gruzia, Odessa, clar că plecarea în Polonia a fost ceva deosebit. Au fost foarte multe lucruri plăcute, interesante, care îmi dă un balsam pe suflet să-mi aduc aminte. Aici vorbeai despre poziție și aici Nelia tot spunea o istorioară că tu poți să ne povestești despre soțul tău, că și-a dat seama deodată din prima că tu ești. Când am făcut cunoștință cu soțul meu, deci a văzut că într-adevăr dumneavoastră aveți dreptate, toți dansatorii au o ținut așa foarte frumoasă, poziția picioarelor. Și zice că când te-a văzut în stație, că stai și aștepți transportul în poziția a treia la picioare, mi-am dat seama că într-adevăr suntem dansatori, adică, fiindcă într-adevăr asta deja a devenit o obișnuință. Sala de dans pentru mine era ceva sfânt, era ca o biserică. Adică acolo mergeam și eram detașați complet de tot, de lecții, de ore, de familie și concentrați asupra dansului, asupra coreografiei, să nu pierdem intrarea, să ridicăm la timp mâna, piciorul. Mai ales că domnul profesor avea o imaginație și o creativitate deosebită. Eu am observat atunci când evaluam noi, păi să știți că în culise, dacă ați observat, domn profesor, mai veneau și alți coregrafi. Anume să văd ce coregrafie ați spus dumneavoastră, fiindcă într-adevăr erau inedite, niște desene, însăși pe ansamblu, cerc, semicerc, linii, diagonale, iarăși cerc, adică mereu așa o dinamică în toate dansurile astea, extraordinar. Și observam și cei mai în vârstă și cu experiență și cei mai tineri veneau să învețe de la dumneavoastră, poate să fure iarăși o șmecherie, o chestie care se poate să o implementeze la ansamblurile lor. Într-adevăr, era ceva foarte frumos
Aici am văzut tot această fotografie și tot vream... Lina, aici probabil tu poți să te regăsești, dacă... Nu? Alina, noi. Aici no. Ansamblu, deja am ansamblu tinerițe de la Centrul Gagarin, cu dânsul am evaluat tot în... acest colectiv a fost până la Onisifur Ghibu. Până la universitate. Până la universitate. Până la universitate. Deci, când am fost cu dânsul la Moscova, la ultimul la Moscova, Festivalul Mondial al Studenților din toată lumea, în 85, și trebuia să plecăm în Mongolia. Și ministerul ne-a tăiat plecarea aceasta. Deja copiii și aranjase valizele, pregăteau să... au strâns bani, ce să cumpere, știau ce să... Și când m-am dus la... cum era pe atunci ministerul și șeful principal al consumului, am spus că iată, dacă trebuie să prăvăliți o chestie frumoasă, apoi trebuie să vă încredițați vouă. Și voi ați prăvălit. Și am venit, am depus cere și am spus, mă copii, eu plec. Eu m-am venit atât. Și numai peste o zi m-am dus acasă, peste o zi mă sună de la o coreografă de la sindicate și spune, uite, universitatea are nevoie de un coreograf ca tine. Dar te duci chiar astăzi, că ei de vreo câteva luni de zile mă tot mă sun. Zic, dar eu, cum, că numai ieri am lepădat. Deci, uite, eu știu că ai lepădat. Tinerețea, du-te acolo, că ei au nevoie de tine. Și așa am fost la universitate. Eu nu am stat mult pe gânduri și m-am dus la universitate. Iată, Alin este de acolo, de la universitate. Pe urmă, când la universitate s-au schimbat iar toate treburile, dar a fost un caz că când stăteam în Piața Mare Adunării Naționale cu toată lumea la să obținem limba română, a fost selectat de un viceministru al învățământului și m-a poftit să lucrez la Ministerul Învățământului cu să ridicăm problema, să fac un proiect lege, deci pentru școlile cu profil. În școlile obișnuite să meargă coreografie și muzică. Și am făcut, deci am obținut proiectul acesta și chiar și mi-a încătat școala. Am luat, să vă zic, vă două săptămâni tot Chișinău cu mașinile. Și îmi spune una Alexandra de la centru educațional din Chișinău, spune, este la Buicani o școală mare. O școală mare. Dacă te duci și te înțelegi, acolo poți să realizezi visurile tale. Dar visul meu a fost că să am școala mea. Eu tare vreau să am școala mea. Școala mea de dans. Cum știu, cum pot. Și iată, în felul ăsta am ajuns la Onisifur Ghibu. Atunci era gimnaziu 4. Noi le-a spus bine. Noi le-a spus corect. Ea a fost prima piatră la temelia acestui liceu, această catedră. Pe timpuri am ajuns că catedra de coreografie erau 14 clase cu profil, cu dans, 4 cu balet, vreo 4 cu populară, vreo 3 cu dans modern. Avem profesori și la clasic, și la balet, și la dans modern, și la și invitați, și la dans popular. Și în felul acesta, dezvoltam într-un timp, profesorul a spus, domnul Zaplit a ocupat toate țările aici, toate șenile, numai el și cu copiii lui. Așa. Fost mișto frumos. Noi le știi. La voi în clasă era Gogu, Natalia. Da, voi, da, Natalia. La noi era. Da. A terminat la mine, la colegi de coreografie, acum dansați în București.
frații Panfilo au terminat coreografia, amândoi predă coreografie. Mâțu, of, cum îi spune, Marcela, tot conduce nu știu unde. De la noi certat Victor și Denis. Frunze. Sergiu Frunze cu voie a fost. Da, eu am stat în China, a fost mulți ani. Coreografie terminat, coreografie artele și fratelor cel mai mic dansează în balet acum tot de la noi a început, dansează în baletul din Odessa, teatru de opera din Odessa. Dacă așa avem și după hotar în America niște dansatori și în Italia și în... avem de acolo să nu regret niște copii minune. Aici mai am niște comentarii. Liliana Creangă. Sunt bucuroasă să vă revăd, domnule Zaplitni. Ne-ați marcat copilăria frumos. Am învățat să fim o echipă și cel mai important să ne menținem verticalitatea. Îmi amintesc cu drag de repetițiile din sala gimnaziului numărul 4 și de numeratele concerte la Palatul Național. Aici mai am tot de la Marina Bărgan, ce emoții pozitive aveam când dansam, mai ales la Palatul Național și la nunți am dansat și la alte petreceri. Mergeam cu mândrie să reprezentăm ceea ce știm să facem, cu dragoste, foc în suflet. Așa, aici tot vă urează multă sănătate și mulți ani înainte, Marina Bărgan. Este Marina Ceban, una dintre surorile Gemini, iar Liliana Creangă e Liliana Golovatei de elevă. Liliana Golovatei. Nântuță, frumșică. Chema Nântuță. Da, așa este. Eu acum vreau să vă întreb, din toate ieșirile în afara țării, dacă vă amintiți ceva așa mai interesant, pentru că dacă ați avut restricții sau ați întârziat, Lina, tu spuneai acolo că ceva era cam mai perioada aceea. E bine că sunt de parte de Republica Moldova, sunt Spania, așa că dacă cineva din colegii mei, despre care o să spun acum, nu o să dau nume, că am întârziat la un transfer, pare mi se în aeroport, nu știu exact, mai țineți minte, în Batumi am zburat și aveam un transfer în Simferopol sau ceva de genul ăsta. Și noi, patru colegii, am plecat să vizităm orașul. Când am revenit înapoi, cu întârziere, nu mai știu decât, nu se țipa, dar se zbiera pe treaba aia care în aeroport... Adică eram așteptați. Dacă mai țineți minte, cu noi tot timpul mergea o doamnă foarte drăguță, nu chiar răutăcioasă, dar drăguță, care nota într-un blocnoțel, într-un carnețel, care a întârziat. Cred că era reprezentantă, adică la KGB-ul de atunci. Dar da. Mă rog, da. Carin, dacă mai țineți minte, în Minsc, prezentatoarea sau prezentatorul s-a îmbolnăvit și a ieșit o doamnă vorbitoare de rus, care într-adevăr cât era de la KGB și a lucrat prin Germania, prin armata sovietică dislocată, și ne-a prezentat. Așa se vistupaie ansambl narodnei piesnii pleaschi și tanța. Adică erau niște chestii din astea mai delicate atunci, pe timpul ăla Uniunii Sovietice, care erau restricții. Înainte de a pleca în Polonia, cred că domnul Zinovie știe mai mult mărunțișuri. Noi, ca studenți, mă rog, eram fericiți, bucuror, dansam, dar am trecut o sită interesantă, adică care putea să iasă, care nu. Erau chestii mai de, asta a fost în 1989, pare mi se Și când noi am plecat, în Chișinău s-a început treaba aia cu revoltele pe la Ministerul de Interne, cu aruncături de pietre. Adică noi, să vă zic sincer, noi când am plecat eram cu niște emoții, mă, dar unii ne întoarcem noi înapoi. Știți cum? Crescut în lumea sovietică, unii tot era strict și auzi de psihotare că acolo ceva se întâmplă, se dărâmă. Era un pic așa, cam se trecea fiorii prin spate, dar nu știu, a fost fain. Da, era revoluție. Asta peste ani, acum îți dai seama că, mă rog. În Polonia, am ajuns și administratorul care e responsabil de grupa noastră pentru concert, din Polonia, ne-a dus în momentul ăsta scotie cu macaraua, cu cranul, scotie monumentul lui Lenin și al lui ăsta, Dzerzhinski. Dzerzhinski. Al lui Dzerzhinski. Și când am venit,
În Chișinău, băieții, studenții aveau niște radio, de astea, niște telefone, dar noi în Moldova ați vârlă cu chetele la Ministerul de Externe. Da. Ce să facem? Eram într-o stare, știți așa, dar răspundeam de grupă, de fiecare, luați seama, amblam prin hotelul numer, mai luat, portați-vă frumos măcar să ajungem acasă. Da. Cu fiecare grupă am avut peripeții. Da, cu universitatea, când am plecat la un festival în Pribaltica, în Riga, drapelul încă nu era acceptat, tricolorul. Da. Și doamna de la Casa de Cultură, la universitate, acolo, una din partid, a spus, nu, mergem cu așa la sovietic drapel. Acum vin cu băieții, cu măi, dar eu vreau drapelul cel al nostru, hai să facem. Și au găsit ei un drapel, dar nu era, hai să vă arăt, nu era stema. Era a României. Era. Și noaptea ei au stat băieții dansatorii cu pictorul, au desenat, au pus de este frustrat, l-au uscat și l-au luat cu noi, nu știa nimeni. Și au făcut ei? Când mergeam mergeam la concert, au scos flagul cealaltă pe geam, l-au aninat într-un copac și la concert am ieșit cu ăsta. Nu era. Hai să punem măcar aici, da. Ce am avut o leacă mustrare, dirijorul chestii, Mihail mă întreabă. Mă, zice, dar ce să cânt? Că doar încă nu avem imnul. Nu era imnul. Ce să cânt? Care melodie? Moldovnească. Moldovnească. Cum? Tam, tam, param, tarararam, pam. Ra. Cânta moldovnească și se ridică drapelul. Directorul festivalului întreabă, zice, voi sunteți cei mai bravi. Eu știu că ați venit cu drapelul care îmi uită. Și am cântat și imnul pentru prima dată. Noi, dansatorii, am cântat imnul dansul moldovnească pentru a ridica. Acolo fiecare țară, erau multe țări, erau din Canada, din America, nu știu, din, mai era, din Polonia, Estonia. Și fiecare coloană de dansatori trebuia să ridici flagul și cu imnul. Oare fonogramul, oare muzică. Fonogramul nu avem, dar încă nu era primit la noi, am avut momente frumoase, asta pentru mine a fost... Erau alte timpuri și de asta și vroiam să ne amintim, că pentru că unii care ne urmăresc, care au poate 20, 25, chiar și 30 de ani, nu cred că înțeleg... Prin ce am trecut noi sau voi și ca să știe, pentru că pentru mine acum parcă a fost o altă lume, când parcă nici nu-mi vine a crede. Aici mai am probabil tot un student al dumneavoastră, Dumitru Stimbov. Bună seara, mă bucur mult să vă urmăresc. La Riga am dansat pe lușarii cu atâta pasiuni, my selection. Uitați-vă, dacă îmi dați voie, ultimul concert, gala concert, unde se mânează diplomele, tot, ducea programa o doamnă de la televiziunea din Riga, o doamnă interesantă, dar știa și limba rusă un pic și mă întreabă și zice, voi evaluați numai 15 minute, că sunt multe ansambluri. Un teatru mare, afară, o scenă extraordinară și iată numai, și noi eu zic, dăm o sârbă și o horă și la mijloc orchestră o suită muzicală în cântec. E din la mine și zice, eu vreau ca dumneavoastră să dați la urmă dans și ala cu biețe, spalcă, dani spalcă. Călușare. Zic, măi, băieți, trebuie să dovediți călușare. Doamna vrea călușare. Acum e vine la mine când se anunță. Zic, cum să anunț eu dansul ăsta? Cum să-l anunț?
un dans ritual de pe vremea dacilor, geților. Dar ce ritual? Păi dansul ăsta tună, aduci ploaie și o să avem roadă. Eu limba răspund. Это чтобы вызывать дождя и чтобы было урожая у нас в Молдове. И у вас тоже. Ну, мы танцатори есть еще, мы вам пам-пам-пам. И датка, но тунат одата. Вот тунат. Гитари. И ей înопинь пщены, что он început плая, сплая пщены. Тот сало все, что сплат им пчари. Да я не înțелес, что он там брат. Указут чинева. Ведь фост он момент экстраординар. Și el zice, să apropie, zice, nu vă poșutile. Dar un tunat, adevăr, un tunat cu un trăsit mare și cu ploaie de asta mașcant, așa, cu niște bolboși, și s-a oprit. Și zice, nu vă poșutile. Ați glumit. Zice, la noi așa-i dansul, așa-i dansul. Deci, tot un moment. Interesant. Nadia, noi vrem să deschidem șampania, să facem... Da. Pauză de un minut, pentru că să lăsăm cuvântul și lui Serioja să spui câteva cuvinte, că el are copii la școală și trebuie să se întoarcă. Da, da, da. Ne paharul ăsta pentru toți invitații. Hai să spun eu, Serioja. Da. Un dansator dintre primii mei dansatori, care i-am fost și nănaș, să mă laud, și nănaș. Sunt nănaș. I-am fost și sunt nănaș. La și sunt bucuros că mă stimează, este ca toți dansatorii și este un foarte bun, un solist, un dansator de excepție a fost și este. Mă bucur. Mulțumesc. La unde a fost? La ansamblu Strugura Stârceni. Aici, când m-am căsătorit, am trăit în cămin la Stârceni, că nu mă primea copilul nici la o gazdă. Radu era micuț și când umblam pe la gajde să mă ia, nu mă primea. Spunea că este u vas, este ridionă, cum u vas ne primaie. Și m-a luat la cămin la Stârceni și eu acolo în cămin și le făceam lor danse. La colegiul de vin, așa? Da. Colegiul de vinificație. Stârceni, da. Și acum mai este ceva mai este. Da! Uite! Dacă vrei să deschizi șampania, eu probabil o să chem și ceilalți doi invitați ai mei, pentru că mai am aici doi invitați și o să ciocnim și noi așa, măcar virtual, șampanie pentru ziua teatrului, ziua artei. Așa că o să-l invit aici pe domnul Antip Țară Lungă la conversația noastră și o să-l invit și pe domnul Gârneți Ugin, ca să ciocnim așa toți. Bună seara! Bună seara, bună seara. Doamne ajută. Așa, și am spus pentru toți. Pentru că... spun că am avut... Spune, domnule. Mare ocazie. Te ascult. Zi. Da, vă ascult, domnule. Antip. Spune, da? Deci, din 1980, pe când el era la centru Gagarin, se pregătea ansamblu pentru a pleca la Moscova. Și atunci, fiind metodist la centru de creație, am fost tipul întărit ca responsabil de un mare maestru. Ei, deci, colegiul a plecat, apoi ne-am mai întâlnit încă la Universitatea de Stat, pe când trebuia să pleci în Polonia. Vreau să spun că deja atunci, la început de care, spun eu așa la el, dansurile care erau montate în ansamblu, același Tereza sau Struguraș de la Universitatea de Stat, deci în repertoriu se găseau soli atâta noastre moldovnești, rusești, ucrainești. Cel mai interesant era dansul bulgăresc, cel polonez și cel unguresc. Deci avea deja în repertoriu un vast program așa pentru, atât pentru festivaluri cât și pentru teatru. La Universitatea de Stat, când ne-am dus noi să primim programa, deci cel mai interesant a fost că în momentul când se dă programul nu avea costumație și la un moment dat apare domnul Zapritnei venind fuga de la teatru de operă și balet, care l-au ajutat să iei costumația și au îmbrăcat din mers dansatorii ce e. A fost un moment așa cam, aș spune eu, force major.
Însă s-au expresat foarte bine, dacă te știm noi și în Moscova au evoluat foarte plăcut, în Polonia s-au întors cu trofee foarte bucurătoare și apoi și emisiunea care a fost la televiziune atunci a demonstrat că maestru Zaplitne, maestru de talie internaționale, dansurile montate de el au un sens și o tărie de regie și apoi ne-am împrietenit pentru că acești profesor, aș spune eu, de talie tot mondială, este primul pionier, de cel care a pornit dansul în școală. Anii 90, a spus și el, a fost autorul programei de a introduce dansul în școli și de a face ca copiii să danseze, să-l promoveze și să-l păstreze mai departe. Da, liceul Unistru Ghibu a avut mare noroc de așa profesor, însă păcat că păcat mare, păcat după ce a pus temelia cea mare pentru a fi trei stele de dans, o scenă foarte puternică, profesională, spun eu, cu timpul s-au găsit oameni care, fără de rău, au spus că dansul nu mai trebuiește. La ora actuală, maestrul Zaplitne are, eu îi spun, îngeraș, atât la Centrul Poliakov de Arte, unde are un colectiv extraordinar. Și vreau să spun că evoluția acestui ansamblu din luna februarie a dat chiar invidia la foarte mulți coreografi, pentru că nu s-a așteptat că într-un timp foarte scurt maestru să pregătească copilul regie la un nivel atât profesional. Copiii care de la liceul Călinescu, eu le spun îngeraș, pentru că am asistat la el la lecții și, într-adevăr, copiii de clasa 1, 2, 3 sau care mai sunt, sunt niște îngeri conduși de un profesor, de un maestru, de un om foarte mare. Eu așa zic, sunt sănătoși, dragii mei, și maestri mulți sănătate înainte, dă-i Domnul măcar încă 100 de ani și lângă noi, zic eu așa până la 100 de ani și lângă noi, pentru că meriți. Și copiii cei care trec pe lângă dumneata devin nu numai dansatori, devin oameni în primul rând foarte mari, foarte cunoscuți în lumea întreagă. Frații Cersac, deci sunt trei frați care lucrează în teatru. Vreau să aude o melodie la cineva, se aude un dans, o melodie. Așa. Eu, domnul Antip, o să vă întrerup pentru că am înțeles aici că se grăbește. Puteți un mesaj la sfârșit și deja puteți... Radu, mă auzi? Da, spune. Aduci, pentru că am înțeles că se grăbește, dacă poate, da. Poate transmite acum un mesaj, ca apoi să duc să iei copiii de la școală. Acum și revenim. Da. Мы знакомы уже почти 50 лет, и это довольно большой срок. А я благодарен судьбе, что так случилось. И мы встретились, и продолжаем быть до сих пор вместе. То влияние, которое оказал Дом Зиновий на меня, и наше продолжительное общение с ним, которое и сейчас довольно активно, это на самом деле большое счастье. Я рад, что он есть. И пусть будет много. Много лет еще с нами. Да. Sănătate, sănătate multă. Aici eu o să mai citesc un mesaj. Aici Ion Țipa, la festivalul ce am participat am avut concurenți pe mulți, dar unii cu care concuram mai dârs au fost georgienii. Îi băteam pe mulți, mai ales cu astfel de dansuri precum Hora, Carpații, Oașii și chiar Bătuta. Amintirile sunt frumoase și pline de povești. Amintirile sunt memorabile și pe viață. Aici deja de la Marcela Mâțu, ea spune, așa vă, domnul zică, așa vă ziceam noi, să fiți sănătos, vă mulțumesc pentru cea mai puternică școală de coreografie, pentru atâta suflet și dăruire, pentru veșnica sărbătoare care am trăit-o toți cei 4 ani. Nu am lipsit o repetiție. Puteți confirmați că nu a lipsit nicio repetiție? Așa.
Așa. Aici tot văd că vin mesaje, vin, dar eu mai am aici invitați care vor să ne vorbească. O să-l invit acum pe domnul Antip să prelungească ce mă scuzați că v-am întrerupt. Și pe urmă o să trecem și la domnul Grâneț, care tot așteaptă. Oh. Eu vreau să vă spun că din 2014 domnul Zinovie Zaplica este vicepreședinte la Uniunii Coreografilor din Moldova și pe lângă copiii pe care el învață, are o contribuție esențială la dirijarea sau pregătirea și coreografilor. Noi până în 2018 am avut laboratoare de creație cu coreografii din Republică, unde domnul Zinovie Zaplitne sau maestru Zaplitne este numai ca pedagog, dar și coreograf care montează acele mișcări care le-a învățat. Eu vreau să spun că el este, chiar când ne-am cunoscut cu el, toată lumea din Moldova spunea că Iataista este elevul lui Tatacano. La moment vedeți fotografia unde noi suntem cu colegii din România, Mihai Cernăuț și Emilian, deci împreună cu am făcut seminar practic coreografie unde am conlucrat predând sau montând dansurile noastre românești atât de pe malul stâng și pe malul drept al Prutului. Deci dacă acolo mai era și fotografie, să vedeți toți, iată, domnul Zinovic în rol de profesor pentru colegii săi mai mici din Republică. Aici suntem toți la repausul care se făcea între lecții și ca o fărbie, ca amintiri, ca să ne vedem cu timpuri că am fost alături de marele maestru, suntem alături de marele maestru și este alături de noi. Maestre, eu așa că să mă rătunjez, zic mulți ani, toți sănătoși și de Domnul la fel să fie de bun cum ai fost până acum cu noi. Nu, deci ce e materialul care mă dai la ai, ne-l dai și nou și spune mulțumim foarte mult. Sănătate în familie, sănătate la copiii care înveț și Doamne ajută și Doamne e Nadia, realizatoare, care a avut un lucru destul de mare și o plecăciune până la pământ, așa ca coreograf. Mulțumesc mult și eu vă aștept și pe dumneavoastră să scrieți istoria în Jurnalul Unii Emigrante. Se numește așa pentru că eu deja sunt o emigrantă de 10 ani și de asta vă aștept numai decât să vă scrieți și dumneavoastră. Sănătate, aveți grijă și încă o dată un mare mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi cu noi, așa la o masă rotundă. Pe curând! Mă scuzați. O să-l invit acum pe domnul Grâneț Eugen și am înțeles că ați fost colegi și o să dau acum și o să pregătesc tot niște fotografii. Puteți să ne vorbiți mai mult, domnul Grâneț? Da, bună seara. Astăzi nu e numai ziua internațională a teatrului, ci și e ziua Marei Uniri. Da. Și iată, da, zicul ne unește în această seară pe toți împreună. Cu zicul am făcut cunoștință, îl cunosc din imediat cum am absolvit școala de coreografie și am venit la teatru. Am fost repartizat în camera de machiaj împreună cu domnul Zinovie. Era el încă câțiva mai în vârstă decât noi, care ne tratau puțin așa, detașat. Unicul Zicu care ne-a luat sub aripa lui, ne-a încălzit, ne ghida într-un fel. Ca artist Zinovie a fost un om foarte harnic, nu lipsea nici de la o lecție, era permanent în văltoarea creativă a teatrului. Era curios, el cunoștea tot ce se întâmplă în lumea coreografică și ne povestea cumva, ne îndruma, ne educa. Ca coreograf, el e un coreograf foarte talentat și puținul care cu atâta suflet lucrează în stilul popular folcloric. Deci îmi povestea cât de
că nu poate se trezește nopțile, e obsedat de gânduri, de creativitate, totdeauna niște gânduri care nu-i îi alungă somnul. Îl știu, el a lucrat enorm totdeauna. În afară de a fi artist de balet la teatru de operă, el paralel avea vreo două, trei colective. Și de unul, fără ca să știu, am vorbit cu Arsenie Minkovski, zicu, el acum e fotograf. Da, și da. El a întrebat despre tine, zicu, și spune, eu mulți ani am fost corepetitor, maestru de concert. Da, da. Și de la el am aflat, el îmi spune, deci... Pentru dânsul Zinovii a rămas o enigmă. Unde nu apărea, peste o săptămână apărea o sală de balet cu oglinzi și cu bară. Wow. Cum o făcea, știe numai zicul. Încă peste o săptămână apăreau costume pentru tot colectivul. Și Arsenii spune, copiii ăștia încă frageți, încă nu puteau dansa. Peste două-trei săptămâni de acum era programul gata și Zinovi anunță concert. Și Arsenii, care a lucrat în mai multe colective cu Zinovi, spune, el e unicul, cum el reușea, cum făcea el asta? El îmi spunea, până acum eu nu știu, Arsenii spune, sunt cuvintele lui, însă la treia, a patra săptămână deja era concertul cu un program de dansuri. Și eu atunci, și eu fiind coreograf, am întrebat și ce, totdeauna erau alte dansuri, alte coreografii? Da! Niciuna nu se repeta! Vă imaginați, eu lucrez cu mult mai lent. Și zic, cred eu lucra încă în două, trei colective, nu doar pentru a câștiga bani. De atâta că el nu se putea opri. Eu îl țin minte ca un titerez. El venea în ultimul moment la repetiții, după repetiții imediat se îmbrăca și fugea. Însă mai avea și pauze. Câteodată mai aducea câte un vin gustos. Un cârnaț feliat, pâine feliată și ne servea în cabina de machiaj. Dar cine vă făcea machiajul? Că eu aici am văzut o fotografie al domnului Zinovi, unde el singur, eu acum și o să o găsesc, repede și o să o dau, unde singur își făcea machiajul. Păi da, noi cam toți ne făceam singur machiajul. Machiajul ne-l făcea machiorul atunci când erau, da. Uitați-vă că te singur coturul vă-l făceați, era... Nu era o persoană specială care strateză de machiaj? Depinde la ce spectacol. Dacă spectacol era, trebuia să avem un machiaj, un grim mai complicat, aveam specialiști. Ne duceam și unii se îmbracă păruca, unii de caracter, unii ceva de... Dar dacă un spectacol mai ușor, iată, bună oară, cum aici în Antonio și Cleopatra, ghiteră. Aici singurul ăla ați făcut. Antonio și Cleopatra, un spectacol. Deci aici specialiștii mi l-au făcut odată și pe urmă eu îl făceam. Deoarece când învățam la colegiul de coreografie, noi am trecut 2 ani de zile lecții de machiaj. Da, am avut obiectul machiajul. Care l-am studiat, da. Și era Poplavski, era un cel mai bun profesor. Era, și mie mi-a fost profesor. Și mie mi-a fost profesor. El nu numai că mi-a fost profesor, el la teatru ne făcea machiaj, făcea complicate machiaj. Și lucra și la Luceafărul, lucra la noi, la operă, la spectacole care grele, cum... Unii multe personaje sunt, multe roluri diferite, multe caractere diferite. Noi am trecut
școala asta a machiajului. O cunoșteam. Dar când repede și nu mai ai, repede îmbrăcat costum și nu mai ai când, nu mai alergam în cameră de machiaj, dar mă singur făceam, ieșeam că de altfel muzică, difuzorul lucra, muzică cântă, orchestra cântă, știm că la frază cu tare trebuie să ieși în scenă. Da. Aici, plecați undeva, mă scuzați că vă întrerup, aici ca sunteți ambii într-o fotografie câțiva ani în urmă, plecați în turneu, unde erați? Unde a fost făcută această fotografie? Eram în... suntem într-un vaporaș. În anul 74, când plecam din Leningrad, am avut o excursie în Kronstadt. Da, și atunci, da. Da, eu am vrut să mă întorc puțin la... Dacă Poplavski ne-a fost profesor de machiaj, în unele momente Zicu mi-a fost profesor. Și aș vrea să spun câteva chestii curioase. Zicu e nemaipomenit de dotat ca administrator. Apropo, Radu a moștenit această calitate. Când Zicu ne-a luat o aripa lui câțiva colegi, câțiva tinerei, el a fost deosebit de atent față de noi. Chiar în hotel locuia cu noi și pe urmă făcea lucruri nemaipomenite. De pildă, în turneu în Leningrad se anunță că din Egipt a venit expoziția lui Tutankhamon. Iată, aici suntem dintr-o secvență din baletul Spartac, anul 75. Da, asta aici este domnul Zinovie și aici sunteți dumneavoastră. Da. Și Tutankhamon, acolo erau rânduri nemaipomenite, se juca loterie, cine pleacă la expoziție. Zicu ne ia. Eu n-am înțeles ce a făcut el, însă noi am intrat și am intrat chiar gratis și fără rând. Dar cum a fost posibil? Acum, la Leningrad eu nu știu cum a făcut-o. Da, la Moscova, în același an, în 74, din Paris au adus-o pe Gioconda, Mona Lisa. Wow. Mona Lisa. Da, și Zicu spune, copii, noi plecăm la muzeu. Și aici am văzut cum a făcut el. De acolo era un rând imens, oamenii stăteau vreo, 36-40 de ore ca să procure bilet și să intre. Da. Zicu ne duce la intrare de serviciu și cu un ton foarte așa expresiv spune, vreau să discut cu administratorul șef. Imediat spune de la servici probabil, în 5 minute apare administratorul șef al muzeului Pușkin și Zicu cu o superioritate inteligentă spune, noi suntem soliștii Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, de seara avem spectacol, nu avem posibilitatea să stăm în rând. Dacă e posibil. Și administratoarea șefă spune, imediat, vă rog, treceți. În 5 minute am trecut printr-un coridor de serviciu, se deschide ușa și ea spune, poftim, noi am intrat. Încă peste 10 minute noi am fost în sală unde era expusă Mona Lisa. Într-o oră noi am ieșit fericiți din muzeu și gata, ne-am dus de acolo să luăm masă și să ne pregătim pentru spectacolul de seară. De atunci am învățat, Zicu mi-a dat o lecție, cum putem intra în teatre atunci când toate biletele sunt epuizate. Uite, apropo, datorită lui Zicu, el ne-a dus și în galerie Tretiakov, la muzeul Pușkin, Petergov, peste tot, la filarmonică. El ne ducea la teatru, el e obsedat de teatru, de artistism, oricare nicio seară nu trebuia să treacă
în afară unui oarecare eveniment artistic. Iată, calitatea asta mi se pare că Radu a moștenit-o de la Zinovie. Iată, iarăși suntem în Spartac. Da, aici eu o să mai dau așa fotografii. Aici unde erați, domnul Zinovie? Da. Aici, teatru... Nu cunosc. Livov. Dar nu e teatrul Licurici? Fostul teatru Licurici. Aici este Livov. Livov, n-am fost. N-am Ucraina. Fost. Eu vreau puțin să ne povestiți pentru noi cum era înainte în Uniunea Sovietică, pentru că dacă ați spus Chișinău, pentru că asta e straniu pentru mine, să spuneți, uitați-vă, noi suntem de la Opera Națională Chișinău și să vă dea drumul. Înseamnă că totuși aveați un nume, eram respectați în afară, în Uniunea Sovietică. Absolut, absolut. Cum m-am învățat Zicu, eu pe urmă veneam la Teatrul Mariinski în fiecare seară. În alți ani, de-acu când nu eram cu teatru. Și, da, și până la urmă a ajuns că eu mă apropii de doamna care rupe biletele, tichetele, care permite intrarea în sală și eu doar mă apropii. Și altă doamnă îi spune, da, permiteți, el e din Chișinău. Wow! Da, cam așa. Moldova, da, era într-un fel, dar și teatrul colectivul nostru era bun. El era primit oriunde n-am fi plecat. Eu țin minte, noi am fost în Leningrad, da, Zicu? Da, în da. Anul când Barışnikova i-a evadat. Da, da. Noi eram atunci în Leningrad, când Barışnikov a evadat. Erau turnee frumoase în toată Uniunea Sovietică și noi, ca un teatru mare, plecam în turneele de vară doar pentru două luni. O lună eram într-un oraș mare și altă lună eram în alt oraș mare. Orașul trebuia să fie atât de mare ca locuitorii să vină 30 de zile la spectacolele care le întreținea teatrul. 15 opere și 15 spectacole de balet. Da. Era un fel de schimb multicultural. La noi în Chișinău tot veneau alte, după câte am înțeles, alte teatre cu spectacole. În fiecare vară veneau importantele teatru din Leningrad, din Moscova, teatrul lui Zaharov, Postanogov, și chișinăuienii aveau, deci când se încheia stagiunea noastră și noi plecam în alte părți, publicul chișinăuian privea spectacole altor teatre din Uniunea Sovietică. Dar aș vrea să, iertați-mă, Nadia, aș vrea să accentuez două momente. Dacă am vorbit despre Zicu ca coreograf, ca artist, ca administrator, ca un fan al artei, aș vrea să accentuez Zicu ca tătic. Cu câtă căldură el îmi povestea despre Radu mic, care se trezea la 4 dimineața și pleca în subsolul casei să se ocupe, ca să nu deranjeze vecinii. Țin minte că l-am văzut pe Radu în aceeași cameră de machiaj numărul 30, da, Zicu, la etajul 4. A intrat Radu cu o cușmă de iepure sură și ochii erau mai mari decât cușma. Dar și-aș mai vrea să accentuez, iată, din cauza pandemiei, Radu a venit în Chișinău și uitați-vă ce activitate el duce la Chișinău, s-a găsit și în televiziune, și peste tot, și ca compozitor, și ca interpret, și Dana Marchetan. Uitați-vă, iată, asta e moștenirea lui Zicu. El tot era atât de
neastâmpărat, da, de neastâmpărat, totdeauna cu idei despre care spunea că mă trezesc și nu pot adormi. Și sigur nu pot uita și nu vreau, nu pot să nu menționez doamna Iulia, o femeie pe care, o doamnă pe care o admir și împreună cu Zico au venit la toate concertele, la toate premierele mele la teatru și pe urmă la toate concertele colegiului de coreografie. Țin minte, cu atâta căldură el odată mi-a spus, nici n-am știut că el e atât de atent. Îmi spune Eugen, ai devenit mai vesel. În anii precedenți erai mai tragic. Wow. Și atunci am înțeles că ea câte un prieten care era alături, poate chiar când nici nu simțeam sau nu mă gândeam la asta. Pe urmă vreau să-i mulțumesc, m-a onorat, a fost cu doamna Iulia și la nunta fiului meu. Și de fapt a construit o familie, ei ambii au făcut o familie atât de frumoasă, au construit și o casă frumoasă și un beci adânc, unde este și vinișor bun și glume. Zicule, de fapt eu îți mulțumesc că te cunosc, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru noi, pentru noi puțin mai tineri decât tine. Tu ai fost un prieten adevărat care ai fost alături de noi și noi lângă tine. Am avut ani frumoși. Mă bucur că, iată, astăzi, nu știu datorită cui, lui Radu, lui Nadia, ziua teatrului, ziua unirii, și noi, unii, într-adevăr, după mulți ani ne-am unit. Ziua teatrului, ziua unirii. Da. Ziua, eu aici vreau la sfârșit, că deja avem o oră și 26, o să ne unim din nou la sfârșit ca fiecare să ne spună un mesaj, nu știu, pentru ziua teatrului, pentru ziua artei. Și vreau tot să dau aici încă o dată fotografia, pentru că anul ăsta, în mai, am înțeles, domnul Zinoviu va face 75 de ani, dintre care peste 50 de ani de activitate și uitați, sunteți în formă. Și încă continuați, și eu tot vreau să vă urez să continuați înainte, să transmiteți mai departe tradițiile noastre și în afara țării. Eu de aici, deja din afară, dacă o să veniți, o să vă primesc, pentru că aici sunt diferite asociații și vă aștept cu cei mici, poate la o întâlnire în martie sau de anul nou, ca să ne aduceți cumva, nu știu, chiar și aerul ăsta de acasă, din Moldova. O să invit aici la sfârșit și pe Lina, ca să ne transmită și Nelea, așa. Ne transmit-o. Domnul Antip, măcar când ne-am luat rămas bun la sfârșit, o să vă dau și pe dumneavoastră, așa, la o horă a unirii, să ne unim din nou și vreau un mesaj de la fiecare, mai ales că suntem așa într-o situație, deja știți cum suntem, departe, nu putem să ne îmbrățișăm, să dansăm și chiar să mergem la teatru. Începem cu cine? Lina, tu ești mai așa, de jos. De jos. Mai vecini suntem. Eu, în primul rând, vreau să ne felicităm, să vă felicit toți cu sărbătoarea de azi. De fapt, e dublă pentru mine. Vreau să-i mulțumesc Nadiei, în primul rând, fiindcă ne-a adunat aici. Vreau să mulțumesc, nu știu cum să zic, vieții sau soarta, că a intersectat linia vieții cu domnul Zapitnei. Vă cuprind cu drag, dar aș vrea să vă revăd pe viu. Și să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că mi-ați dat ocazia să trec prin acest frumos, prin dans. Mi-ați dat ocazia să am prieteni foarte buni. Să-i mulțumesc lui Radu că a creat pagina aia pe Facebook pe care noi ne-am revăzut cu mulți din colegi pe care, pardon, peste 35 de ani deja. Așa că chiar vă mulțumesc și vă felicit. Vă doresc la toți sănătate și să dea Domnul să treacă urgia asta de pandemie, să putem să ne întâlnim într-o horă, cum îi spuneam Marcelei Mățu și Dumitru Sfogul, care sunt în Franța. Zic, mă, poate ne mai vedem ca pe timpuri. Așa, cum zic eu, nu cu viteza a cincea, domnul Zapitnic, cum eram la universitate, sangvinici, colerici, dar cu a treia, așa, mai aproape, cu fiecție. Toate bune. Vă mulțumesc încă o dată. Sănătate. Mulțumesc, Lina. Nelea.
Domnule profesor, eu vă sunt recunoscătoare pentru tot ce ne-ați învățat și generația mea la fel. Ne închinăm până la pământ în fața dumneavoastră pentru valorile pe care ni le-ați cultivat și vreau să zic că profesorul e mare prin elevii săi și elevii ajung oameni de seamă numai prin profesorii lor. Încă o dată la mulți ani, noi vă îmbrățișăm, vă iubim și tot respectul din partea noastră. Pupici! Domnul Antip, țară lungă, un mesaj de sfârșit. Eu vreau să spun că sunt și onorat și fericit că sunt alături de acest mare maestru. Fericit pentru că l-am permanent în ajutor când am nevoie de ceva. Chiar și la moment m-a luat lângă el ca să lucrăm împreună. Îi văd mișcările, îi văd fața senină când lucrează cu copiii și mă bucur că am de la cine mai învăța și la moment. Deci, Badi Zinovie, numai sănătate. Și Doamne ajută ce aici faci. Mulțumim pentru că ne ajuți și pe noi coreografii și copiii care crește mai departe. Mă bucur că cunosc familia dumneavoastră și le urez și lor mai sănătate și noroc în toate. Un Doamne ajută! Da, da. Domnul Eugen? Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română alături de Zicu, de Nadia, de noi toți. Da, mi-a plăcut să fim împreună, să treacă pandemia și să ne simțim aproape. Wow. Vă sărut și Zicu, Radu, Nadia, ați făcut o emisiune și o întâlnire de suflet. Da, sănătate multă. Vă mulțumesc. Zicu să fii sănătos. Nadia, mulțumesc mult succes. Da, Radu, te ascultăm. Eu am răspuns pentru un mesaj muzical. Vă mulțumesc tuturor că ați acceptat această invitație alături de Nadia. L-am susținut pe tata și l-am susținut într-o manieră așa frumoasă, sărbătorind această zi a teatrului. Sunt foarte emoționat și chiar împlinit pentru că în acest moment eu sunt alături de familia mea. Și acest lucru este foarte un lucru pozitiv. Și cât mai multe lucruri pozitive noi o să le remarcăm în viața noastră, cu atât mai bine o să fie. Deci, dansul neunit și această familie mare este o familie în care mă simt extraordinar de bine, pentru că așa o dat Dumnezeu să fie. Vă mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc, dar nu înainte, o să vă spun cu voi, vă mulțumesc la invitații mei, domnul Zinovie, rămâneți. Pentru că mai am un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, că mai să uit, de la altă studentă, de-a dumneavoastră, ea nu a reușit să fie cu noi astă seară, dar a lăsat un mesaj video, așa că o ascultăm. Bună seara tuturor, bună seara domnul Zinovie, eu mă numesc Petrache Ana Maria, sau cum îmi zice mie domnul Zinovie, Maria. Și probabil el ar fi unica persoană la care eu aș reacționa, pentru că restul îmi zic mie Ana. Îl cunosc pe domnul Zinovie de 20 de ani, din anul 2001, și sinceră să fiu, nu știu cum voi încadra în câteva minute toți acești 20 de ani plini de amintiri. Însă îmi amintesc foarte bine prima dată când am făcut cunoștință cu domnul Zinovie. Eu mă transferasem de la un liceu la liceul Onis Forgheb în clasa a doua și eram destul de în urmă față de colegii mei care deja aveau un an de experiență în dans. Și bine, directoarea școlii mi-a aprobat mie cererea pentru a face parte din acea clasă, însă cel care trebuia să ia decizia definitivă era domnul Zinovie. Mi-amintesc și acum cum m-a luat pe mine și pe mama mea în sala de festivități. M-a rugat să fac plie și mi-a verificat ritmul. După care i-a zis mamei, ea va dansa.
Uite că aceste cuvinte m-au marcat destul de mult, pentru că în continuare eu am fost cea care a fost responsabilă de foarte multe activități artistice. În mare parte eu eram cea care era rugată de către prieteni, colegi, să organizez dansul pentru balurile de absolvire. Eu participam la diferite activități, chiar și universitare, și iarăși eu fiind responsabilă de partea artistică. Și toate acestea se datorează, de fapt, domnului Zinovi, pentru că eu încercam să transmit mai departe ceea ce am învățat de la el. Și credeți-mă, eu transmiteam lucruri foarte, foarte frumoase și, sinceră să fiu, aș vorbi foarte mult, chiar 20 de ani, într-adevăr, e un car de ani, însă îmi amintesc și acum, cum eram noi, probabil clasa a 4-a sau a 5-a, și participasem noi la două concursuri care erau combinate între ele. Și era foarte stresant pentru noi, pentru că trebuia să dansăm mai multe dansuri și trebuia să reușim să ne schimbăm și costumația și aveam câteva minute la dispoziție și era totul extrem de stresant și noi depuneam tot efortul din lume. Și noi obișnuiam să rămânem până la final ca să aflăm rezultatele concursului. Și uite că la un concurs noi am luat locul întâi, iar la alt concurs noi am luat locul 3, la care domnul Zinovi ne-a zis, asta e, într-o parte pierzi, în alta câștigi. Noi, fiind mici, bine, vorbesc de mine, eu fiind mică, nu prea m-am gândit mult la fraza asta pe atunci. Am înțeles că, da, într-adevăr, într-o parte noi am câștigat și într-o parte noi am pierdut, practic. Însă, după ani de zile, de fapt, mi-am dat seama ce a încercat să ne transmită domnul Zinovi. Este faptul de a aprecia lucrurile pe care le câștigi și la care muncești. Și este foarte important să știi să pierzi cu demnitate. Și asta este ceea ce ne-a învățat domnul Zinovi pe lângă multe, multe lucruri. Dar e ceva ce a rămas personal în inima mea, să nu cedez niciodată, să nu cedez să muncesc și dacă pierd sau mă împiedic, capul sus, zâmbetul și să merg înainte. Cu toate acestea vreau să-i transmit domnului Zinovi foarte multă sănătate, pentru că mai ales acum este foarte importantă și tare, tare sper să ne revedem curând. Vă cuprind! Așa, din păcate Ana nu poate că toată lumea e activă cu repetiții cu asta, dar ea a lăsat acest mesaj pentru dumneavoastră. Eu tot vreau să vă mulțumesc că ați acceptat, știu că aveți, tot timpul sunteți ocupat, în viața asta am impresia că ați avut vacanță, măcar o lună de zile sau nici aceea, tot stăteați și dansați. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru această unire, tăman de ziua unirii și ziua teatrului, întâlnire. Eu mă bucur că v-am adunat, la început desigur cu multe emoții, dar au trecut. Mulțumesc, Radu, și ție că ai pus și tu o mână acolo, mi-ai dat arhivă și l-ai convins pe tatăl tău. Și dacă poți la sfârșit așa să încheiem cu o melodie, dacă ai acordeonul în mână, Radu, ai o melodie care tu acum dorești? Eu vă mulțumesc cei care ne-au urmărit și ne auzim săptămâna viitoare cu alt invitat ca să scriem o altă istorie. Mulțumesc!